Vă salutăm din nou la o emisiune Vocea Credinței, Vox Fidei. Poate că aș începe astăzi întrebându-vă cum sunteți cu credința. Aveți credință? Pentru că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Data trecută am discutat câteva aspecte din viața unui om al credinței, George Mueller. Astăzi o să mergem mai departe și vom vedea alte elemente despre acest om care s-a încrezut în Dumnezeu, care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Vă reamintesc că a avut o tinerețe destul de tulbure, am putea spune. A consumat alcool, a trăit în păcat, a fost neascultător de Dumnezeu, dar la vârsta de 21 de ani, un prieten de-al lui l-a dus la un grup de rugăciune, acolo s-a convertit, apoi s-a înscris în lucrare și a început să se pună deoparte pentru Dumnezeu. A avut niște principii solide. George Mueller a fost un om care a vrut să se manifeste gloria lui Dumnezeu prin viața lui. Fără să ceară nimănui niciun ajutor, a reușit să înființeze 4 orfelinate, să se îngrijească în timpul vieții lui de peste 10.000 de copii, a făcut o lucrare extraordinară. Este cunoscut până în zilele noastre ca un om al rugăciunii și un om al credinței. Întrebarea pentru astăzi, sau tema pentru astăzi, legată tot de George Mueller, este ce principii a avut omul acesta ca să descopere voia lui Dumnezeu. Ascultați, vă rog frumos, un citat din George Mueller. Nu mi-amintesc o perioadă în care să fi căutat să aflu voia lui Dumnezeu sincer și cu răbdare, ascultând învățătura Duhului Sfânt și fiind instrumentată de către cuvântul Scripturilor și să nu fi fost direcționat în mod corect. Nu mi-amintesc, spune George Mueller, o perioadă în viața mea în care să fi căutat voia Duhului Sfânt prin rugăciune, călăuzit de Scripturi și Dumnezeu să nu-mi fi răspuns și cu răbdare și Dumnezeu să nu-mi fi răspuns la căutările mele. Dar spune el, ori de câte ori nu am fost atent la lucrul acesta și mi-am îndreptat inima către oameni sau către impresiile mele, de fiecare dată am greșit. De aceea e foarte important astăzi să înțelegem câte ceva despre cei 6 pași, pentru că George Mueller prezintă 6 pași pe care el îi folosea pentru a descoperi voia lui Dumnezeu. Poate că și dumneavoastră sunteți într-o situație în care nu știți ce să faceți cu viața dumneavoastră. Poate că n-ați fost implicat prea mult în lucrare sau poate că sunteți la o răscruce de drumuri, trebuie să luați niște decizii cu privire la viața dumneavoastră și vă întrebați care e voia lui Dumnezeu. Poate că așteptați să primiți acest răspuns și încă nu s-a întâmplat, nu l-ați găsit. De aceea, cred că merită să ascultați emisiunea aceasta, să o urmăriți, pentru că veți afla 6 principii fundamentale care au fost folositoare. George Mueller a uzat de ele, a hrănit 10.000 de copii. Și Dumnezeu l-a binecuvântat să fie un erou al credinței. Primul dintre principii la care ne vom uita în această zi este principiul eliberării. Și vă rog frumos să îl notați. George Mueller spune, este un proces, primul pas este un proces de eliberare de voia proprie. Sau altfel spus, o supunere totală a voii mele, spunea el, înaintea lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu, trebuie să dai la o parte, să curățești drumul de orice s-ar putea interpune între tine și Dumnezeu. George Mueller spunea, încep prin a lucra la dispoziția inimii. În momentul în care mă duc să caut voia lui Dumnezeu, nu încerc să pun sau să-i impun lui Dumnezeu voia mea. Dacă tu dorești să descoperi voia lui Dumnezeu pentru tine, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te dezbraci de ceea ce ai vrea tu și să-l lași pe Dumnezeu să spună care e planul lui, să fii deschis la planul lui Dumnezeu. George Mueller spune, este un proces de eliberare în privința lucrului pentru care mă rog. Mă lupt să mă desprind de propriile dorințe.
de lucrurile care m-ar putea împinge într-o direcție greșită. În 9 din 10 cazuri, spune George Mueller, în căutarea voii lui Dumnezeu, acesta este cel mai dificil pas. Eliberarea inimii, curățarea minții tale de propriile dorințe, ca să poți auzi clar și în liniște care e voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Imaginați-vă că a trebuit să se mute cu câteva sute de copii dintr-un loc în altul. Imaginați-vă că a trebuit să facă niște construcții imense și să dea de mâncare acestor copii, să dea hrană acestor copii, fără să ceară, acesta era principiul lui, fără să ceară nimănui un bănuț. Toate resursele lui le aducea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a răspuns la cererile lui. Dar el spunea, în momentul în care luam o decizie, în momentul în care aveam de făcut decizii importante, pași importanți în viață, primul lucru pe care îl făceam era acea eliberare a minții și a inimii de dorințele mele proprii, ca să aud voia lui Dumnezeu. Cred că doar în felul acesta, când ajunge cineva în condiția aceasta, este pregătit să afle voia lui Dumnezeu. Doar atunci putem citi cu adevărat Ieremia 33:3. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Nu se poate împlini, nu poți auzi vocea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, decât atunci când îți curățești inima, mintea și o pregătești ca să audă glasul lui Dumnezeu. Al doilea pas pe care îl sublinează George Mueller se leagă de simțiri. Atenție! Simțirile sunt drumul sigur către amăgire. Simțirile sunt drumul sigur către amăgire. Vrei să afli voia lui Dumnezeu, spune George Mueller? Curățește inima, dă piedicile la o parte, procesul de eliberare a minții și a inimii, ca să auzi clar voia lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl spune el este să eviți să mergi pe drumul simțirilor, a simțurilor, a părerilor. Este un drum care te va conduce înspre iluzii. După ce am făcut curățirea, spune Mueller, și mi-am pregătit inima, pasul 2 este să nu mă las pradă impresiilor mele. Am impresia că, m-am gândit că, mi se pare că, am avut... Și în momentul în care te lași pradă simțirilor, te duci pe drumul respectiv, ajungi la capătul lui și îți dai seama că a fost un eșec. Deci e foarte important să reții că drumul... Simțirile tale trebuie blocate, nu ele trebuie să-ți controleze deciziile. Nu te duci într-o căsătorie, nu te duci la un loc de muncă, nu te duci într-o lucrare, nu începi ceva pe baza simțirilor tale. În primul rând, îți curățești inima, ești dispus să auzi glasul lui Dumnezeu, oricare ar fi el, s-ar putea ca voia lui Dumnezeu să nu fie cea mai plăcută, cea mai confortabilă, dar dacă ești dispus la asta, stai înaintea lui, o asculți și apoi îți înfrânezi simțirile tale, nu te lași controlat de ele. În al treilea rând, George Mueller spune, caut voia Duhului Sfânt fiind conectat la cuvânt. Caut voia Duhului Sfânt fiind conectat la cuvânt. Este foarte important să reținem lucrul acesta în scrierile lui George Mueller, în jurnalele sale și în toate biografiile care s-au scris despre el. George Mueller face o legătură, menține o legătură foarte strânsă între glasul Duhului Sfânt pe care îl aude în inima lui, în mintea lui, și cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când doresc să aflu voia lui Dumnezeu, încerc să țin foarte strâns legate cele două elemente, vocea Duhului și cuvântul lui Dumnezeu. Duhul și cuvântul trebuie să fie conectate. Dacă privesc doar înspre Duhul, fără cuvânt, din nou mă expun iluziilor. Observați, vă rog frumos, el folosește de câteva ori și o să reapară cuvântul acesta, iluzie. Unii dintre noi avem impresia că am auzit glasul lui Dumnezeu, că suntem siguri că direcția respectivă e direcția bună. George Mueller fuge de lucrul acesta, să nu ajungi să mergi pe un drum iluzoriu, mânat de o inimă
care își impune dorințele în mintea ta, în viața ta, mânat de impresiile tale, mânat de faptul că tu ai impresia că ai auzit vocea Duhului. Trebuie conectate Duhul lui Dumnezeu, vocea Duhului, glasul Duhului și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă asculți doar una dintre ele, spune George Mueller, s-ar putea să ajungi să te expui din nou iluziilor. Dacă Duhul Sfânt ne călăuzește, El o va face întotdeauna în acord cu Scriptura, niciodată contrar cu ea. Principiul numărul 4 este: fii atent la circumstanțele providențiale pe care le creează Dumnezeu. Întotdeauna când Dumnezeu intervine, sau de cele mai multe ori, Dumnezeu aduce și creează niște situații pentru tine. Situații speciale care ajungi să înțelegi că sunt un răspuns al lui Dumnezeu pentru căutarea ta. Aș putea să vă împărtășesc din viața mea personală situații în care Dumnezeu mi-a răspuns, în care Dumnezeu a creat contextul, în care a răspuns rugăciunilor mele. Am înțeles că acolo aceea este direcția în care mă duce Dumnezeu. De aceea George Mueller prețuiește foarte mult aceste circumstanțe, aceste ocazii speciale pe care le creează Dumnezeu. Un om care vrea să afle voia lui Dumnezeu stă cu urechile ciulite, cu mintea atentă să vadă ce face Dumnezeu în jurul lui. Am început să caut voia lui, mi-am eliberat inima, nu mă las condus de simțirile mele, de pornirile mele, stau aplecat peste cuvântul lui Dumnezeu, aud vocea Duhului și le țin în legătură, dar în al patrulea rând sunt atent la circumstanțe. În al cincilea rând, George Mueller spune: mă așez pe genunchi în sala tronului. Observați, vă rog frumos, că abia în al cincilea rând George Mueller vorbește despre rugăciune. Cred că foarte mulți dintre noi zicem: gata, ne ducem să ne rugăm, să strigăm către Dumnezeu, să aflăm voia Lui, fără să fi avut o pregătire prealabilă. Și ne ducem încărcați cu emoțiile noastre, ne ducem încărcați cu dorințele noastre înaintea lui Dumnezeu și cerem lucruri. Doamne, vrem să faci cu tare sau cu tare lucru, și fără să ne dăm seama, noi proiectăm propriile dorințe, propriile planuri înaintea lui Dumnezeu, încercând să-L convingem pe Dumnezeu să facă ceea ce dorim noi. George Mueller vorbește despre pregătirea aceasta prealabilă înainte de rugăciune. Aș vrea să vă spun despre George Mueller că își petrecea uneori zile întregi în rugăciune. S-ar putea ca Dumnezeu să nu-ți răspundă după primul minut de rugăciune. Unii dintre noi credem că dacă am făcut o rugăciune de 5 minute, am rezolvat problema și Dumnezeu este dator să ne răspundă petiției noastre, cererii noastre. George Mueller avea săptămâni întregi atunci când dorea să afle planul lui Dumnezeu, când Dumnezeu nu-i răspundea, când Dumnezeu nu punea în acord toate elementele ca să înțeleagă care e voia lui, care este direcția. George Mueller stătea pe genunchi și striga către Dumnezeu: așează-te pe genunchi în sala tronului. Mă rog ca Dumnezeu să se îndure de mine, să-mi descopere voia Lui. Dacă începi direct cu rugăciunea, s-ar putea să nu ajungi întotdeauna acolo unde trebuie. Pregătește-ți inima, pregătește-ți mintea, eliberează-te de propriile dorințe. Pasul 6 pe care George Mueller îl face este: fă o evaluare, o judecată deliberată a ceea ce ai înțeles. După momentele acelea, după pregătirea aceea, după momentele de rugăciune, după ce ai stat în fața cuvântului, după ce ai auzit glasul Duhului, șoapta Duhului în inima ta, George Mueller spune: stai înaintea lui Dumnezeu și trage niște concluzii. Asta e direcția, asta am înțeles. Circumstanțele acestea mi le-a deschis Dumnezeu, drumul acesta mi l-a deschis Dumnezeu. Asta mi-a vorbit Dumnezeu prin situațiile acestea, prin oamenii aceștia, și am înțeles că asta e direcția. Pornește în direcția respectivă. Însă George Mueller nu pornește cu toate armele și cu toate bagajele. Ascultați ce spune el. După rugăciune, după studiul cuvântului, după reflexia asupra acestuia, ajung să iau o decizie deliberată, în acord cu capacitățile mele, cu capacitatea mea de înțelegere și de cunoaștere. Noi nu cunoaștem toate lucrurile.
N-avem de unde să știm ce se ascunde în spatele drumului pe care noi pornim. De aceea el spune, cu mintea, cu capacitatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, cu informațiile pe care Duhul lui Dumnezeu mi le-a pus la dispoziție, Dumnezeu le creează pentru mine, mi le oferă acolo. Iau o decizie să merg într-o direcție sau în alta. Dacă am în inima mea pace și pacea aceasta continuă după ce eu am pornit pe drumul meu și am în inima mea pace și pacea aceasta continuă, Doamne, eu am pornit la drum și simt pace acum, asta e direcția, dar încă de 2 sau de 3 ori mă duc înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, dacă n-am înțeles greșit, dacă nu mi-a fost curățată inima pe deplin, dacă emoțiile s-au interpus acolo, au intervenit acolo în decizia mea, vin la tine și te rog frumos, Doamne, oprește-mă. Dă-mi un semn că nu asta este voia ta. Sunt dispus să trec din nou prin tot procesul. Vreau să fiu convins că direcția în care mă duc este voia ta. Un astfel de om a reușit să hrănească mii de copii. Un astfel de om a reușit să afirme, am făcut tot ce am făcut pentru gloria lui Dumnezeu. Am vrut să se vadă că un om ca și mine, cu nevoi, cu resurse foarte limitate, fără bani, reușește să îl facă pe Dumnezeu viu, să-l prezinte pe Dumnezeu viu în mijlocul neamului său, între compatrioții lui, în contextul în care Dumnezeu l-a așezat. Și Dumnezeu se poate folosi, Dumnezeu se poate folosi și de tine. Dacă ești dispus să treci prin acest proces, dacă ești dispus să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, știu că trebuie să-mi eliberez inima, mintea, sunt dispus să ascult glasul Tău și să merg după Tine. Nu mă las controlat de emoții. Doamne, vreau să țin conectat cuvântul, cu vocea Duhului. Doamne, stau în rugăciune înaintea Ta. Doamne, îs aici la dispoziția Ta. Dumnezeu te poate folosi. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și la această emisiune și aș vrea să spun încă o dată câteva aspecte despre credință. Noi nu credem că a avea credință înseamnă să-ți lași mintea și rațiunea la ușă. Cuvântul pentru credință, cuvântul grecesc, cuvântul pisteo, înseamnă a fi convins de. Toată această prezentare pe care o face George Mueller este o prezentare în care ți se spune cum poți ajunge la convingerea că acesta este planul lui Dumnezeu, aceasta este voia lui Dumnezeu. În momentul în care ajungi la această convingere, poți să crezi din toată inima ta și să urmezi glasul lui Dumnezeu. Aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi definind credința cu 3 elemente esențiale. Primul dintre ele este înțelegere, al doilea dintre ele este convingere și al treilea dintre ele este angajare. Înțelegere, convingere și angajare. La oricare dintre cele 3 niveluri greșești, la oricare dintre cele 3 niveluri nu ai poziția corectă, este o problemă. Dacă nu ai înțelegerea corectă, ești un idolatru. Când nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu și crezi, ceea ce crezi nu mai este glasul lui Dumnezeu. Când nu înțelegi voia lui Dumnezeu, ceea ce crezi este voia ta personală, voia cuiva. De aceea aș vrea să vă spun tuturor care ne urmăriți, asigurați-vă că ați înțeles și credeți cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegerea. Dacă n-ai înțeles corect cuvântul lui Dumnezeu și crezi, ceea ce crezi tu e o erezie. În al doilea rând, aș vrea să vorbim despre lipsa de convingere. Dacă nu ai convingere, în momentul acela ești ceea ce spune apostolul Iacov, că sunt unii care nu au convingere și oamenii aceia sunt ca și valul. Sunt purtați încoace și încolo. Odată ce ai înțeles ce-ți poruncește Dumnezeu, trebuie să ai convingerea aceea, fermitatea aceea, că Dumnezeu va fi cu tine și îți va da biruință. Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. Iar
În al treilea rând, credința angajează. Dacă ai cu adevărat credință, o să începi să faci lucruri. În momentul în care George Mueller l-a crezut pe Dumnezeu, în momentul în care Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, s-a pus în mișcare, a ieșit din țara lui, din neamul lui și s-a dus acolo unde i-a spus Dumnezeu. În momentul în care Noe l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, a pornit la lucru. În momentul în care ai credință, dacă ai credință, ai înțeles care e voia lui Dumnezeu, ești convins, credința aceea trebuie să te angajeze. Nu mai poți să stai pasiv. Poate încă nu ești mântuit, nu ești împăcat cu Dumnezeu. Dacă crezi cuvântul lui Dumnezeu care spune că trebuie să intri în legământ cu El, dacă ești convins, trebuie să ai pasul al treilea, angajarea. Te duci să mărturisești public credința ta în Iisus Hristos. Aș vrea să spun, credința care nu se angajează este o credință moartă. Credința care nu se angajează este o credință moartă. Încheiem emisiunea de astăzi spunându-vă, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Am prezentat astăzi 6 pași, un proces prin care trebuie să ajungi la înțelegerea voii lui Dumnezeu. El să vă ajute la lucrul acesta. Iar în final ne-am uitat la faptul că a crede înseamnă a înțelege. Dacă nu înțelegi, ești idolatru dacă crezi. A fi convins, dacă nu ai convingere, ajungi să fii fără stabilitate, să fii fluctuant. Și angajare. Dacă nu te angajezi, credința ta e o credință moartă. Dacă de ani de zile auzi glasul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu și nu ești dispus să-L urmezi, ai o credință. Dar credința ta e o credință moartă. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o credință vie și El să vă însoțească, să fiți mărturii ale credinței acolo unde v-a pus El. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră.